Slăvit și binecuvântat să fie Domnul, binecuvântați să fie astăzi înaintea Domnului cei doi miri, Răzvan și Carmen, binecuvântați să fie toți acei care sunt prezenți la nunta lor, părtași la bucuria și la sărbătoarea lor, binecuvântați să fie și cei care sunt alături de noi și prin intermediul canalelor media, cei care ne urmăresc live sau mai târziu, fie binecuvântarea Domnului peste întreg poporul său. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile, 1 Cronici, capitolul 4, citim de la versetul 37 până la versetul 43. 1 Cronici, capitolul 4, începând cu versetul 37. Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Edaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. Aceștia, numiți pe nume, erau domni în familiile lor și casele lor părintești au crescut mult. Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii să caute pășune pentru turmele lor. Au găsit pășuni grase și bune și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, au sfărâmat corturile lor și pe maoniți care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de 500 de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiul lui Ișei. Au bătut rămășița de amaleciți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de astăzi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Răzvan, prezent. Întâlnesc tot mai mult miri care sunt absenți. Nu că nu sunt acolo pe scaun, dar cu mintea cine știe pe unde hoinăresc. Vreau să fii prezent. Mi-e milă de tine pentru ceea ce urmează. Carmen, fii liniștită, nu te agita, că o să te bucuri și îmi vei și mulțumi. Și la fel, cred că și multe alte femei îmi vor mulțumi în această zi. Răzvan, e vorba de tine. Pentru că predica are un titlu sugestiv și este un imperativ tot mai actual. Fii Domn. Am citit aici versetul 38, îl mai recitesc încă o dată, aceștia, numiți pe nume, erau domni în familiile lor și casele lor părintești au crescut mult. Aceștia, numiți pe nume, erau domni. De asta, pentru tine astăzi, vreau să am acest mesaj, fii domn. Domni în familiile lor. E mare lucru să fii domn. Și e nevoie tot mai mult, pentru că astăzi bădărani sunt mulți, domni cam puțini. Neciopliți, destui, domni însă puțini. Nesimțiți, scuzați-mi expresia, cam iarăși mulți, însă domni prea puțini. Nemanierați, needucați și așa mai departe, sunt foarte mulți astăzi. Domni, cu adevărat domni, sunt însă puțini. De aceea cred că astăzi e nevoie de un mesaj, de un cuvânt, de a vedea ce înseamnă să fii domn și cum ar trebui să fii domn și în ce domenii ar trebui să fii domn, ce înseamnă să fii domn. În primul rând, a fi domn presupune autoritate. Un domn este unul care are autoritate. Acum știu că probabil unii veți zice, stai puțin că este un singur domn și acum numai Domnul Iisus, El este domn. Da, este adevărat, El este domn cu D mare, este singurul domn Dumnezeu, însă noi, tu trebuie să fii domn, El, Iisus Hristos este domn Dumnezeu, tu trebuie să fii domn om. El este Domn și Dumnezeu, tu trebuie să fii Domn și om. Asta presupune autoritate. A fi Domn presupune a avea o poziție de autoritate și de conducere și a exercita puterea, nu cu pumnul în masă, nu cu forță, nu cu violență, ci prin
exemplu, prin puterea exemplului, prin convingere și prin determinare. Și aici îl avem tocmai pe Domnul Iisus, care este Domnul Bisericii, este capul Bisericii, este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul nevestei. Asta înseamnă să fii domn. Și cei care se gândesc că poate e o blasfemie să spui asta, însă asta este realitatea, noi trebuie să fim domni în familiile noastre, bărbații trebuie să fie domni în familiile lor, pentru că Domnul Iisus mai are un alt apelativ frumos. El este Domnul domnilor. Înțelegi cum? E o structură de autoritate, el este deasupra. Și apoi sunt ceilalți domni în familiile lor, care au autoritate. Dar autoritate nu cu forța, nu cu pumnul, ci autoritate prin puterea exemplului. Adică să aibă Carmen încredere în tine, să-i fie drag să te urmeze pentru că vede că ai dreptate, că deciziile pe care le iei nu le impui, ci o convingi că sunt drepte, sunt corecte. Asta înseamnă să fii domn, nu să fii un tiran, nu să fii un dictator, ci să fii un om care are cu adevărat autoritate, are cu adevărat putere, puterea convingerii. Trebuie să convingi prin argumente că ceea ce faci este bine, că ceea ce vrei să faci este bine și că te poate urma cu drag, te poate urma cu siguranță, știind că toate deciziile sunt corecte. A fi domn înseamnă să ai autoritate. Și vedem principiul acesta, Hristos și Biserica. Hristos este singurul, spunea Napoleon Bonaparte, eu am cucerit lumea, la fel au fost și alții înainte de mine care au reușit să cucerească lumea, dar au făcut-o cu sabia, cu armatele, cu soldații, impunând teroarea, frica, groaza, distrugând, ucigând, doar așa am reușit să cucerim lumea, spunea el. Însă Iisus Hristos a cucerit lumea cu dragoste. De asta, dacă ai cucerit-o, înseamnă că ești domn. Asta înseamnă să cucerești, devii domn. Autoritate și nu autoritarism. Adică nu dictatură, nu că tu ești bărbatul și faci ce vrei tu, ci pentru că ești bărbatul, ai putere de la Dumnezeu, ai încrederea din partea soției, știind că te-ai rugat lui Dumnezeu, citești Scriptura, calea pe care mergi este o cale sub privirea lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii domn cu adevărat. În al doilea rând, a fi domn înseamnă respect. Noi știm că este o formulă de politețe când te întâlnești cu cineva, acum tot mai mult dispare. Dar cam asta era formula de respect. Când te întâlnești cu cineva, mai ales cineva necunoscut, domnule, doamnă. Acum vreau să spun ceva, Carmen, femeile devin doamne prin căsătorie. De aici încolo ești doamnă, pentru că ai lângă tine un domn. Dar bărbații devin domni prin educație. Da, deci Răzvan, tu trebuia de mult să fii domn și acum doar confirm, ai pus steagul. Avem exemplul acela frumos, Avram și Sara. Aceștia, numiți pe nume. Sara îl numea pe Avram Domnul meu. Domnul meu. A fi domn presupune a avea parte de respect din partea altora. Dar respectul nu se impune. Nu stai cu pumnul pe ea, spui domnul sau nu. Trebuie să câștigi acest apelativ, dacă vrei, acest respect. Se câștigă, nu se impune. Respectul se acordă ca apoi să fie primit. Întâi se oferă și apoi se primește. De asta un adevărat domn îi respectă pe alții. Un adevărat domn nu se consideră el cel mai bun și ceilalți sunt cârpe. Nu el este cineva și ceilalți sunt nimeni. Nu el este bărbatul, ea e femeia, lasă că ea
un adevărat domn știe să respecte. Pentru că respectul mai întâi se oferă, se acordă și apoi se câștigă sau pretinde, nu cred. Cineva care respectă nu mai pretinde respect, pentru că parcă vine în mod automat acel respect. Respectă și vei fi respectat. Asta înseamnă să fii gentil, asta înseamnă să fii domn. Al treilea rând, să fii domn presupune responsabilitate. Și voi folosi un exemplu biblic despre care am vorbit altădată, David la Țiclag. David și-a lăsat familia, acum lucra ca mercenar la filisteni și într-o zi când s-a întors acasă, nu mai era nimic. Au venit niște dușmani, i-au luat familiile, copiii, cei câteva sute de prieteni ai lui, colegi de-ai lui, toți aveau și ei familiile, aveau un mic sat acolo, a fost ars, Țiclagul a fost ars din temelii, n-au mai găsit nimic și familiile au fost luate. E bine, a fi domn înseamnă să fii și responsabil. Pentru că orice poziție de autoritate și de conducere presupune responsabilitate. Nu doar să faci cum zic eu, ci până la urmă eu sunt responsabil că am decis. Eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu, eu dau socoteală. Șeful nu doar comandă, ci el gestionează crizele în primul rând. S-a vorbit despre furtuna pe mare. E ușor, barcă, romantic, ieșim la o plimbare, sub clar de lună, în apus de soare, cum vreți, dar în viață vin crizele. Și un lider adevărat se vede atunci când vin crizele. De asta noi îl urmăm pe Domnul Iisus, pentru că El este cu noi și în crize, și în necazuri. Și Biblia vorbește că familiile trec prin necazuri, trec prin crize. Și un adevărat domn este cel care e responsabil. Adică nu doar are autoritate, faci cum zic eu, se face cum zic eu, ci știe să te scoată din criză, din probleme, știe să administreze resursele. Asta înseamnă un adevărat domn și asta înseamnă să ai grijă de familia ta. În Efeseni citim acolo că Domnul Iisus îngrijește cu drag biserica și la fel trebuie orice bărbat nu să fie tiran în familie, ci a fi domn înseamnă să protejezi familia. Domnul înseamnă întotdeauna autoritate și vorbim mai întâi de toate autoritate spirituală. Și asta înseamnă să stai la rândul tău, să-L ai pe Domnul tău să fie Domnul Iisus. Când Domnul Iisus este capul tău ca bărbat, vei avea autoritate spirituală. Când nu mai este, nu mai ai. Poți să strigi, poți să ții, poți să lovești, poți să faci ce vrei, dar nu vei avea autoritate, în primul rând, spirituală. De aceea a fi domn înseamnă responsabilitate, să ai grijă de familia ta, să știi să gestionezi resursele, să le administrezi, dar mai ales să gestionezi crizele, perioadele poate cele mai grele. Să stai înainte lui Dumnezeu, să stai în rugăciune, să aduci sfatul cel bun, să aduci soluția care trebuie să fie totdeauna la îndemână. Dumnezeu să te binecuvinteze. Să fii domn, autoritate, respect și responsabilitate. Asta înseamnă să fii domn. Adică a fi capul familiei, asta presupune. Presupune autoritate pe care o primești doar în momentul în care te supui lui Dumnezeu, presupune respect pe care tu îl oferi ca apoi să se întoarcă la tine acel respect și presupune responsabilitate, grijă pe care trebuie să o ai, din toate punctele de vedere. Pentru că o femeie, apoi niște copii, au niște nevoi, necesități, care nu sunt doar cele biologice, nu sunt doar cele legate de trup. Nu e vorba doar de pâine, nu e vorba doar de haine, nu e vorba doar de casă, de mașină, nu e vorba doar de bani, sunt și acele nevoi emoționale, sufletești, sunt mai presus de toate nevoile spirituale și de aceea e nevoie să fii domn, adică să stai sub domnia Domnului Iisus, pentru că El este Domnul domnilor. Și să fii un domn. Așa cum acești bărbați, despre care ni se dă numele, erau domni, și îmi place cum folosește autorul biblic de aici expresia, peste familiile lor.
Că astăzi sunt așa de mulți domni peste familiile altora. Știu foarte bine ce fac copiii altora și cum ar trebui să fie copiii altora, dar ei nu știu nici cu spatele cam ce fac propriilor copii. Știu foarte bine și atâta se bagă în familiile altora ce ar trebui să facă și cum ar trebui să facă, dar nu sunt domni peste familiile lor. Să fii domn peste familia ta. Adică ai o autoritate care este limitată, da? Peste familia ta, în casa ta, trebuie să ai grijă de copiii tăi, trebuie să ai grijă de familia ta, trebuie să ai grijă de casa ta, acolo este domeniul autorității tale, acolo trebuie mai întâi de toate să-ți câștigi, să-ți meriți respectul, aprecierea, încrederea și asta presupune să fii domn. Dar acum aș vrea să mai vedem trei domenii importante în care trebuie să fii domn. Adică, practic, se vede dacă cineva e domn sau e altceva, e un bădăran. În primul rând, domn în vorbire. Să știi să vorbești frumos, Biblia ne învață să nu se audă cuvinte porcoase, să nu se audă vorbe nechipzuite, să nu se audă neadevărul, să fii domn în vorbire, să vorbești frumos. Să vorbești, spune aici în Coloseni, Pavel, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu apreciere, cu cântări duhovnicești. E important asta să știi să vorbești frumos, ca un domn. Apoi domn într-un alt domeniu, în purtare, în comportament, în gesturi, în atitudine, să fii domn. Adică să te ridici dincolo de mulțimea celor care nu știu nici măcar ce înseamnă bunele maniere, ce-o fi alea, cu ce se mănâncă, unde se câștigă. Adică trebuie să te porți într-un anumit mod, trebuie să vorbești într-un anumit mod, în așa fel încât să meriți respectul, autoritatea și prin asta ești responsabil pentru că mai apoi cineva va copia. Copiii vor copia ceea ce văd în părinți. Al treilea domeniu în care trebuie să fim domn și să fii domn este în caracter. În caracter, asta presupune în primul rând o modelare a caracterului prin educație, prin scriptură, să știi să le pui pe toate împreună, să nu fii un critic excesiv, să nu fii un nemulțumit, mereu nu place, mereu și atâtea exemple negative putem vedea în jurul nostru. A fi domn nu înseamnă tiran, ci înseamnă un om care are autoritate. A fi domn nu înseamnă arogant, eu sunt domn, ceilalți nu știu ce sunt, ci înseamnă respect, îi respect pe ceilalți. A fi domn nu înseamnă leneș, că unii așa au înțeles, sunt domn. Visul românilor este să nu mai muncesc, să fiu patron, ca să înseamnă pentru ei domn, să fiu patron. Adică eu să fiu șeful, alții muncesc, eu stau și doar. A fi domn înseamnă responsabilitate. Înseamnă să te achizi de sarcinile pe care le ai și acești oameni îi vedem că erau domni peste familiile lor, numiți pe nume, nu aveau porecle, numiți pe nume. Se întâmplă în lumea noastră că îi pun copilului nume, dar apoi numele lui real sau numele lui cu care este chemat devine altul. Aceștia erau numiți pe nume. Adică noi acum când punem nume, acum să vă dea Dumnezeu și vouă copiii cât de mult să le puneți nume frumoase. Am mai vorbit despre asta, ce înseamnă să pui un nume și când pui un nume. Noi acum când punem un nume ne uităm, ne place, a mai apărut un actor, a mai apărut un fotbalist, a mai apărut un cântăreț și imediat hai să-i punem numele că îmi place cum cântă, grozav. Ei bine, evreii când puneau nume, părinții spuneau, e o fată, ce am vrea noi să fie fata asta? Cum să o numim? O numim Sara, prințesă. Vrem să fie o prințesă. E bine, și acel nume exprima dorința, exprima așteptarea unor părinți. Da? Îi punea un anumit nume.
Că acel nume, încet, încet, copilul îl auzea mereu numele. El n-auzea un nume când spui Daniel. Apropo, m-am uitat ce înseamnă Răzvan, nu spun, te uiți tu de acum. Când spui Daniel, Dumnezeu este cel ce judecă. Dumnezeu, judecătorul meu. Asta înseamnă un om responsabil care este mereu atent, știind că va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice lucru, de orice aspect din viața lui. Atunci când copiii primeau un nume, numele acela era un fel de standard, de ștachetă la care trebuiau să se ridice acei copii. Câteodată vedem cazul lui Iaebeț. Atâta minte au avut părinții aceia, mama sa, i-a pus numele Iaebeț. Iaebeț înseamnă trist. Și la un moment dat copilul acesta a spus, vreau să-mi schimb numele, vreau să fie altceva, Doamne, vreau să se schimbe viața mea. Întotdeauna era o corelare între nume și viață. Când se punea numele, apoi acel copil trebuia să se ridice la înălțimea acelui nume, pentru că nume însemna, de fapt, un caracter la care trebuia să ajungă acel copil. Deci, ce îmi spune mie acest, erau numiți pe nume? Înseamnă că viața lor era trăită în așa fel încât, dacă îl chema Daniel, era un om responsabil, care se ridica la valoarea numelui său, adică nu i-au schimbat numele, i-au spus și Daniel, dar ăsta e un amărât, un părlit, un care nu se ține niciodată, nu e niciodată punctual, nu e niciodată respectuos, mă înțelegeți? Adică oamenii puteau primi altă nume, sau să-i spunem noi poreclă sau alias, adică i-au spus în certificat că îl cheamă Iosif, dar el nici pe departe nu e un Iosif. Ei bine, oamenii aceștia s-au ridicat la înălțimea numelui lor, erau numiți pe nume. Adică viața lor era construită în așa fel încât n-a trebuit să li se schimbe numele. Se spune despre Alexandru Macedon, un alt cuceritor, că a aflat într-o zi de un soldat, cam indisciplinat, nu era deloc punctual, conflictual, cu multe probleme, și a ajuns până la el, la general, să-i se spună cam ce probleme face soldatul acesta. Când l-a chemat în față, la apel, ce e cu tine, ce se întâmplă cu tine, primul lucru, prima întrebare care se pune întotdeauna, cum te cheamă? Alexandru. La care Alexandru Macedon a spus, nu se poate. Nu se poate tu să porți un nume de împărat, de așa, și ori îți schimbi numele, ori îți schimbi viața. Asta era, să spunem, substanța acestei expresii. Erau numiți pe nume, trăiau la valoarea numelui lor. Acum, noi în biserică, majoritatea părinților, majoritatea, nu toți adevărat, dar majoritatea, au pus niște nume destul de expresive, sugestive, pozitive, dacă vreți, copiilor lor. În dorința ca acel copil să ajungă cu adevărat un Iosif, un Daniel, un Ieremie, un Samuel, un David, un om care se ridică la un anumit standard. Și să poată fi copiii voștri să fie numiți pe nume și să puteți voi să fiți de asemenea numiți pe nume. Erau domni, aveau autoritate. Casele lor părintești au crescut mult. Am citit la începutul acestui capitol 4 că Simeon era foarte apropiat de Iuda. Iuda era o seminție și majoritatea familiilor aveau copii foarte mulți. Se spune despre seminția lui Simeon că aceștia nu aveau așa de mulți copii. Însă vedem că totuși casele lor părintești au crescut mult. Chiar dacă n-au avut mulți copii, au crescut mult. Pentru că erau cu adevărat domni și asta înseamnă prosperitate. Ne mai spune și mai subliniez expresia citită aici, erau scriși pe nume. Adică erau organizați, n-au rămas niște anonimi. Când general, dacă încercați voi, eu am încercat, vreau să-mi reconstitui arborile genealogic, să vezi de unde te tragi. Păi ajungi până la bunic, străbunic cel mult. Că nu mai ai documente, unde să le cauți, de unde să le iei. Vedeți, evreii sunt evrei care pot merge cu genealogia lor până la Adam.
Pe noi ne cam plictisește, că citim, Adam a născut pe Set, Set a născut pe Enos și ăsta. Și e cam plictisitor, nu începem cu numele. E bine, dar rămâne istorie, rămâne ceva. Un copil este interesat, cine-i tata, cine-i bunicul, străbunicul, tata lui străbunicul, tata lui străbunicul și vede mai departe. Oamenii aceștia erau scriși pe nume și au rămas sute de ani, pe vremea lui Ezechia, au rămas acolo scriși pe nume. Autorii, asta înseamnă că erau organizați. Erau niște oameni care au ieșit în evidență și nu li s-a pierdut numele. Cum? Au murit, gata, nu mai știe nimeni cine au fost și au rămas niște anonimi. Mai departe, au câștigat respectul, încrederea, aprecierea și generațiilor peste sute de ani. Și apoi acești domni, a fi domn nu înseamnă să dormi toată ziua, să ai slujitori, lasă că fac alții pentru tine totul, ci oamenii aceștia erau niște oameni harnici, s-au dus să caute pășune, s-au ocupat de familie, au continuat să muncească, au continuat să facă în așa fel încât familiile lor să fie binecuvântate. Asta înseamnă să fii domn. Mă rog din toată inima, Răzvan, să fii domn peste familia ta. Asta presupune autoritate, respect și responsabilitate. Să fii domn în vorbire, să fii domn în purtare, să fii domn în caracter și asta nu înseamnă să fii tiran sau arogant sau leneș, ci înseamnă să fii domn. Și într-o zi, cel care este domnul domnilor, să fie și domnul tău, să-ți dea răsplată pentru ceea ce ai făcut, până atunci uită-te la el, pentru că el este domn, se poartă ca un adevărat domn, pentru că ceilalți sunt domni falși, însă el este un domn adevărat. A cucerit biserica cu dragostea lui, s-a jertfit, s-a sacrificat, respectă, apreciază, se îngrijește, poartă de grijă. De aceea și noi, ca bărbați, avem responsabilitatea aceasta înaintea lui Dumnezeu de a fi domni peste familiile noastre. Și asta înseamnă autoritate din partea lui Dumnezeu, aceasta înseamnă respect pe care noi mai întâi trebuie să-l oferim, ca apoi să-l primim, și asta înseamnă responsabilitate. Asta înseamnă să facem în așa fel încât, spunea Petru lucrul acesta, și voi bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii, adică respectând femeia, nu femeii nu știu ce, dând cinste femeii, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Adică, din punct de vedere biblic, femeia nu este inferioară bărbatului. Ea are aceeași valoare, din punct de vedere al sufletului. Există doar autoritate și există doar supunere la nivel de funcție pe care o avem, pentru că avem funcții diferite, roluri diferite, dar asta nu înseamnă că este inferioară. La fel cum o mașină are un volan și cel care e la volan este conducător, dar nu înseamnă că e superior celui care e în dreapta sau celui care e în spate. Nu înseamnă că e mai deștept sau mai prețios. E om ca și ceilalți, doar că are autoritatea, are puterea, are manetele, are volanul, dar asta înseamnă că are și responsabilitatea. Asta înseamnă că trebuie să fie precaut, asta înseamnă că dă socoteală de cei pe care îi duce, asta înseamnă și noi asta spunem mereu și mereu și poate nu toți bărbații înțeleg că femeia nu este inferioară bărbatului, noi nu suntem superiori femeii, ci noi avem o funcție diferită, avem o autoritate dată de Dumnezeu, dar noi trebuie să respectăm. Trebuie să-i respectăm pe cei din jur, trebuie să respectăm soțiile, trebuie să-i respectăm pe bătrâni, trebuie să-i respectăm pe copii, trebuie să-i cinstim pe toți oamenii, să-i respectăm și respectul este ceva care trebuie oferit mai întâi ca apoi să-l putem avea și noi la rândul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Carmen, nu, cred că nu-i rău și pentru tine, că și tu trebuie să fii doamnă, la fel, atât doar faci copia incolla, adică ia-i predica lui și o pui și în dreptul tău. Și va fi bine să fiți domni peste familiile voastre, la fel bărbații, doamnele din sală să fie cu adevărat doamne, să fim cu adevărat domni, așa cum acești oameni din Biblie au știut să fie domni și a rămas până astăzi acest apelativ pentru ei. Au fost domni
peste familiile lor. Casele lor părintești au crescut mult, au prosperat, au propășit. Să vă binecuvinteze Domnul. Domnul domnilor să fie cu voi, în toate fiți domni și veți domni într-o zi împreună cu El. Pentru că noi asta vom face într-o zi. Vom domni. Până să domnești împreună cu El, te pune Dumnezeu să domnești aici pe pământ. Autoritate, respect și responsabilitate. Asta înseamnă domnie. Să fiți domni în toate. Dumnezeu să vă ajute. Amin.